Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom începe un nou proiect mult așteptat de foarte multe dintre dumneavoastră. De fapt, mi-a fost trimisă o fotografie. Acest ursuleț, scuzați că s-a închis, acest ursuleț și am hotărât să lucrez pentru dumneavoastră și cu dumneavoastră. Voi folosi firul Bravo de culoare alb, voi folosi firul Bravo de culoare neagră, iar în locul peticelor care aici sunt în culoarea albastră, eu voi folosi culoarea roșie în spiritul sărbătorilor care în curând vor veni, deci în spiritul Crăciunului. De asemenea, vom avea nevoie de o pereche de ochișori cu șurub de siguranță. La momentul oportun vom alege mărimea necesară în funcție de mărimea lucrării noastre, bineînțeles. Dar vom pune ochișorii cu șurub de siguranță. Apoi vom avea nevoie de melană pentru umplutură, vom avea nevoie de acul pentru cusut lână, acul cu gaură mare, vom avea nevoie de coarfece, de firul despărțitor și, bineînțeles, lucru cel mai important, croșetul. Vom lucra cu croșetul numărul 3. Înarmați-vă cu multă răbdare, pentru că este foarte mult de lucru. Vom începe lucrând căpușorul ursulețului. Voi începe în culoarea albă și în cercul magic voi face pentru început un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta primul de început nu-l vom socoti, așa cum v-ați obișnuit deja. Voi începe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Vom închide cercul magic cu fir alunecat în corespondența primului picioruș. Ați văzut că am strâns și capătul de fir, acum voi face firul alunecat, iar în continuare, în corespondența fiecărui picioruș, noi vom lucra o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Am lucrat deja prima mulțire, o voi lucra și pe cea de-a doua, după care vom continua singure și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vom continua seria înmulțirilor și în corespondența fiecăruia dintre cele 12 piciorușe scurte, vom face câte o înmulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. Firul despărțitor eu l-am plasat în corespondența ultimului ochi din rândul precedent. Deci continuăm cu mulțirile, un rând de mulțiri și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând cu 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând două piciorușe scurte urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 7 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 32 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom repeta de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte.
Vom repeta de 4 ori rândul anterior, 7 piciorușe scurte, o mulțire. M-am exprimat eu greșit. Pentru următorul rând vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 39 piciorușe scurte. Continuăm lucrând. 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. O înmulțire. După care lucrăm 12 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o înmulțire. Acum vom repeta încă o dată 12 piciorușe scurte și o înmulțire. Deci vor fi de două ori 12 piciorușe scurte, o înmulțire. Am lucrat cea de-a doua serie de 12 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Voi lucra acum 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Deci 6 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Aici și înmulțirea. Vom pune firul în ultimul picioruș disponibil și continuăm lucrând. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom găsi cu un număr de 43 de piciorușe scurte. Am lucrat de 3 ori 13 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut 45 de piciorușe scurte. Eu am caietul meu cu notițe aici în față și cum am făcut calcule în grabă, am mai și greșit scriind. Acum voi repeta, voi continua de fapt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, o înmulțire. Voi continua cu 14 piciorușe scurte, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire, și vom repeta încă o dată 14 piciorușe scurte, o înmulțire. După ce am repetat a doua oară 14 piciorușe scurte urmate de o înmulțire, vom încheia rândul lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom pune semnul despărțitor în ultimul picioruș și continuăm. Deci acum am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom continua pe întreg parcursul rândului, deci pentru un total de 3 ori, să lucrăm 15 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Pentru rândul următor vom lucra 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, o înmulțire. Continuăm lucrând 16 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 piciorușe scurte, o înmulțire. Vom repeta încă o dată 16 piciorușe scurte, o înmulțire. Deci am repetat a doua oară 14 piciorușe scurte urmate de o înmulțire, iar acum continui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Să știți că este un pic cam dificil, dar eu cred că merită. Ați văzut cât de frumos este ursulețul. Voi continua cu rândul următor lucrând. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, o înmulțire. Apoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire.
Vom repeta pentru un total de 5 ori 8 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Odată am lucrat deja, urmează să lucrăm încă de 4 ori. Deci de 5 ori 8 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Vom încheia rândul lucrând 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. În acest moment noi am obținut un număr de 60 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. Deci picioruș după picioruș, așa cum se găsesc, 3 rânduri de 60 de piciorușe scurte, iar apoi noi ne vom reîntâlni. Lucrate cele 3 rânduri de 60 de piciorușe scurte, continuăm lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne întâlnim cu un număr de 66 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 4 rânduri de câte 66 piciorușe scurte, deci 4 rânduri, iar noi ne vom reîntâlni. Am încheiat cele 4 rânduri de câte 66 piciorușe scurte, acum voi continua lucrând 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni din nou cu un număr de 60 de piciorușe scurte. Continuăm lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, o scădere, 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, o scădere. Acum vom continua să repetăm 8 piciorușe scurte, o scădere, pentru un total de 5 ori. Deci prima dată am lucrat, trebuie să repetăm de alte 4 ori. După ce am repetat de 5 ori 8 piciorușe scurte, o scădere, am ajuns spre sfârșitul rândului, unde vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere. În felul acesta am încheiat și acest rând și vom continua lucrând 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, urmate de o scădere. Deci 7 piciorușe scurte, o scădere, vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului și vom obține
Am pierdut șirul. Deci vom lucra pe un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Continuăm cu o scădere. Apoi 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Această secvență, 6 piciorușe scurte urmate de o scădere, noi o vom repeta pentru un total de 6 ori. Deci 6 piciorușe scurte, o scădere pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului. Vom încheia rândul cu 3 piciorușe scurte, fără scădere, fără nimic. Deci vom lucra aceste 3 piciorușe scurte. A fost foarte mult de lucru la acest căpușor, dar vom continua lucrând 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, vom continua cu o scădere și vom repeta pe întreg parcursul rândului această secvență pentru un total de 6 ori. La sfârșitul rândului vom obține un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru rândul următor lucrăm 2 piciorușe scurte, 1, 2, după care vom face o scădere. Vom continua cu 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 5 ori această secvență, 4 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom repeta de 5 ori. Vom încheia rândul cu cele 2 piciorușe scurte care ne-au rămas. În felul acesta. Și am obținut un total de 30 de piciorușe scurte. Vom continua. Acesta va fi ultimul rând de la căpușor. 1, 2, 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultima scădere, am obținut cele 24 piciorușe scurte, voi scurta firul și voi încheia această parte a lucrării. A fost mult de lucru, într-adevăr, dar ați văzut, produsul final merită. Bineînțeles, la momentul oportun vom umple cu melană, vom pune ochișorii. Eu voi încheia aici și dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat până acum, bineînțeles, nu ați avut prea mult de văzut, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți dacă vă face plăcere. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!